Slăvit să fie Domnul! Amin! Glorie împăratului nostru! Amin! Aleluia! Spunea versurile cântărinte mea care a dat aici, ce să facă, să se bucure și să se văzărească, nu? Să vă zice, pacea lui Dumnezeu, pacea Hristos să fie cu noi, să fie cu noi. Dragilor, câteva cuvinte care aș vrea să vine de dumneavoastră și vreau să fiu clar și să motivez pentru ce să ne rugăm și după aceea să spunem și practic niște lucruri. Ne-am rugat aici pentru Dumnezeu să ne ierte pe noi. Da? Amin. Asta am rugat la asta. Aici. În biserică, noi. Eu pentru ce vreau să ne rugăm este ca Dumnezeu să lase pace în biserică. Amin. Și plecând de aici, să ne iertăm unii pe alții. Adică trebuie să trece și la practică. Dacă știu că cineva are cum mă duc la el sau vine la mine. Dar dacă eu știu că are ceva cum mă duc eu, eu inițiativa. Adică vrem ca Duhul Sfânt să lucreze în biserica asta. Amin? Amin. Adică sunt niște lucruri pe care noi deținem de noi și noi trebuie să le facem. Și mă uitam peste Matei capitolul 18, în care Duhul Sfânt vorbește și ascultat de pe 20 și eu am cugetat și Duhul Sfânt a luminat și în ce context vorbește Domnul Iisus Hristos cu cuvintele alea, când spune așa, căci acolo unde doi sau trei sunt adunați, atunci, în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Ăsta este doar sfârșitul la un lucru în care Domnul Iisus Hristos a vorbit. Și ușor să zic, doi sau trei adunați în numele Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos, dacă vedem versetul 15 și merge până și merge până la 20, știi ce mă vezi acolo? A Hristos să fie prezent aici, da? Ca numele Lui, adunați în numele Lui, pentru că sunt mulți care spune în vechi vreme, în numele Tău, n-am spus, dragi, m-am făcut, că să nu mă cunosc. Care este diferența? În momentul când oamenii se adună în numele Domnului Hristos, înainte a făcut niște lucruri, pentru că Domnul Iisus îți vorbește și spune așa, versetul 15. Dacă fratele tău a făcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Punct. Dacă te ascultă, l-ai tu și pe fratele tău și după aia mergi mai jos. Deci, dragi, ascultați-mă. În contextul iertării, Domnul Sfânt, dacă cineva are ceva cu tine, te duci, vorbești cu el și vă iertați. Apoi veniți în numele meu la biserică. Apoi veniți și strigați și vă rugați și veți vedea prezența mea. Amin? Amin. În contextul ăsta vorbește Domnul Hristos astfel și când spune dacă doi sau trei adunați, doi sau trei adunați care au pace unul cu altul. Doi sau trei care s-au iertat unii pe alții. Venim în numele Domnului Hristos. Și acum câteva gânduri. Că vreau să, dacă aveți, chiar să vă notați, dacă nu vreau să vă păriți în minte. Sunt patru lucruri care pacea poate să o facem și putem lucra la ea. Așa cu cuvântul pacea de patru litere. Vreau să vă notați. P, A, C și E, da? P, A, C și E. Și merg cu prima literă care este de la tâmpul. Și primul lucru în care ai versetul, Domnul Sfânt spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, dar du-te și mustră între tine și eu. Primul lucru care trebuie la tâmpul, acolo te puneți, planifică o întâlnire ca să te duci să te faci cu fratele tău. E greu? Planifică, adică aici spune, du-te. Domnul Sfânt spune, dacă fratele tău a păcătuit, da? Dacă, ce trebuie să faci? Să vină la mine. Nu, nu. El zice, du-te. Adică primul cuvânt de la îl spune, planifică. Asta vreau să facem mai să vă planificați și dumneavoastră și cu mine. Dar dacă este soția ta mai aproape, că e lângă tine, nu? Atunci planifică să stai de vorbă cu ea. Contează foarte mult mediul în care spui cum spui. Pentru ca să primească și vezi mai jos. Da? Deci primul pas. Planifică, de la tot. Și cum poți face lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu a spus, du-te. Vă notați. Al doilea lucru de la aia este A, adică atacă problema și nu persoana. Și acum venim partea B la verset care spune așa, dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Fiți atenți. Primul pas, planifică, du-te și mustră și asta le place. A mustra înseamnă chiar să dojenești pe cineva. Să fii convins de lucruri. Bun? Ok. Dar spune aici, dacă te ascultă,
Problema este cum fac eu ca fratele să asculte mustărare și să o primească și să mă ierte și să mă pot să iert. Deci dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, nu rămâne doar să-l mustri. Mă, eu l-am făcut datorie. Și încep să zic, să-i dau, da? Nu, nu, nu. A asculta nu înseamnă doar a comunica. Sau a vorbi. O spuneți, mă, învățați-vă să comunicați, nu să vorbiți. Dacă te ascultă. Acum, dacă eu m-am planificat să mă duc, păi mă duc cu dorință de aceea în care fratele meu să mă ierte. Amin? Și atunci mustrarea mea este cu blândețe. Pentru că vreau că fratele meu să mă asculte, pentru că asta e dorința mea, da? Și atunci nu te atac pe fratele, Stoica, pe fratele, Sami, sunteți lângă mine, ei, pe sora. Direct. Tu ai făcut regresa? Nu, nu, nu. Și atunci e problema. Ce ți s-a întâmplat acolo? Mustră cu blândețe ca fratele să te asculte și spune el, dacă te ascultă, lasă-te strigă pe fratele tău. Aleluia! Învățăm ceva, da? Dacă te ascultă, este primul lucru, da? Deci atacă problema, nu personal detectiv, așa cum spune un om, iubiți oameni, da? Dar urâți păcat. Da? Este ce? A treia, sau cât dacă vrei, da? De la pace. Păi aș vedea la ce? Ce trebuie să faci? Să cooperezi. Să comuni, să fii un om care să ai o comunie când te duci în momentul ăla. Nu doar tu să muti să dai. Și ascultă ce zice celălalt. Să vezi, de unde avem. Și ascultați-mă acum, pentru că spune Matei 5:9, ferice de cei împăcitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Ferice de cei ce are împăcitori, adică nu spune că doar care caută pacea, împăcitori, adică mă, chiar vreau să fac asta. Trei la acțiune, cooperez, da? Vreau. Și cooperezi aici cu Domnul Iisus în evața lui Dumnezeu. Și nu l-o de capul tău. Adică ce vreau să spun cu asta? Frate, mă duc la mustrat, mai mă duc și pe la unii și pe la alții. Aici spune cooperează, că trebuie. Mai au frate doi care s-au pus pentru asta, să cooperez cu frații care s-au pus să-și grupă cu unii. Dacă nu te ascultă pe din urmă, probabil n-a fost înțeles bine. Sau cuvintele lor n-au fost destul de clare. Mustrarea mea poate aprinsă. Nu mă înțeles, nu mă înțeles. Mai au unul doi. Cooperez cu biserica, cooperez cu frații, amin? Nu fac eu dreptate de cap meu de unul singur. Și încep, las că-i arăt cum-i fac. Da? Deci cooperează, băgetul. Fii un om împărcitor. Aleluia, aleluia. Preferite de cei care sunt împărcitori, că poți să numai fiul lui Dumnezeu. Dacă nu sunt fiul lui Dumnezeu, nu trebuie să fim împărcitori. Pentru că erau doi frați care s-au certat, nu s-au mai înțeles. Și nu mai vreau să văd, stăteam în rugat. Dar nu pot, îi despărțea așa o rugat. Și în vechime veneau oamenii ca să facă, să pară, să construiască templare. Și veni să unul cu niște ustensile și a venit la frate unul dintre frate, pentru că s-au tăpărat, nu mai vreau să văd, nu cooperați. Din dar, nimeni nu-ți planificează să-l vadă. Și atacați pe el, nu problema care aveau. Și vine acum tăpărat, zice, domnule, nu vreți? N-aveți ceva de lucru cu față, zice, ba da, am ceva de lucru pentru tine, am foarte mult lucru. Ce să fac? Uite, eu mă duc acum dimineața la muncă, am de muncit, până vine eu seara, vreau să facem un gard mare, lung și înalt, de 2 metri, 3 metri, cât poți de înalt. Păi de ce ți-a întâmplat? Nu mai vreau să văd pe fratele meu, dar nici casa văd pe mine. Ăsta planificat să nu ierte, să nu mai vadă. A doua lucru. Acum când am venit înapoi, ăsta a rămas surprins. În loc să fie un dita mai gardu, în loc să fie un gard foarte mare, și ce a văzut? A văzut un pot care trăgea din lemn, de la el, către fratele lui. Și a zis, uite, văd că tu de asta rămâi. Să cooperezi, o legătură, să treci de timpul în partea rată. Și s-a pomenit omul, mulțumesc. Și a trecut potul și a dus la fratele lui și a ciurit certare. Asta un păcat. Dragilor, n-arunge numai să vorbești despre el, pace. Trebuie să crezi. N-arunge să crezi doar despre pace. Trebuie să o luți pentru ea și trebuie să o cauți. Și acum pune și fiecare dintre voi câte carte, diavolul vrea să facă. În familie, în biserică, așa mai departe. Nu vrei tu și cu mine astăzi să fim un pod. Să fii. Fiul Dumnezeu, dar fiul împăciuitor. Nu mai puneți gardă. Nu mai puneți gardă. Dacă cineva vrea să pună ceva, cu care tu trebuie să-l tai, să nu-i dai dreptate.
să faci un pod. Indiferent de cine. De fratele, de sora ta, de rugare. Vrea să pună gard. Și zică ceva de el. Spui nu. Ne rugăm pentru el. Noi suntem oameni tot și tot. Îmi dea mă spune, du-te și cere iertare. Bine îi faci, nu iertare. Dragi mei, dragi, ultimul cuvânt care este eu. Emite reguli de reconciliere, nu de rezolvare. Oh! Care e diferența? Reconciliere și rezolvare. În momentul când vreau să rezolv problema, înseamnă că vreau să-mi dea mie dreptate. Mă duc să rezolv. Se arăt că eu am dreptate. Se arăt că el a greșit. Mă trebuie să rezolv, nu? Dar nu suntem negabiliți. În momentul când vrei să emiți reguli, când îți spui niște lucruri, de reconciliere, înseamnă că vrei să regresezi. Ce înseamnă reconciliere? Înseamnă îngăduință, dacă vreți. Să-l îngădui, să-l înțelegi pe fratele. Și îngăduință înseamnă să simt cu tine când te gădui pe tine. Nu îngădui păcatul, îngădui persoana respectivă. Faptul că nu suntem la fel, asta nu înseamnă că să le despart niște lucruri. Și, dragilor, trebuie să fim oameni care să reconciliem, adică să refacem lucrurile între noi și să cauți nu tu să ai dreptate, nu tu să rezolvi problema, să arăți că tu ai dreptate, ci să cauți ca de tine și fratele tău să fie pace. Amin? Amin. Asta e reconciliere. Când vrei să faci pace cu el. Chiar dacă eu nu am dreptate și nu dă-mi dreptate. Este o reconciliere, o reparare, o îngăduință. Pentru că vrem ca Dumnezeu să lucreze aici. Amin? Amin. Pacea nu poate fi păstrată cu forța, ci doar prin îngăduință. Ascultați-mă. Pacea nu poate fi cu forța păstrată. Și doar în vedeință. Vedeți? Doar prin reconciliere. Nu prin rezolvare, să rezolv. Rezolvăt, mă repet, acum asta înseamnă. Îmi dea mie de tată să rezolv situația, adică eu sau de tată. În această dimineață vreau să rămâneți în această minte cu P, planifică să te duci să-ți ceri iertare, pe noi care au. Al doilea lucru, atacă problema, nu pe fratele, și foarte bine dacă a găsit pe fratele tău. Să te asculte, da? Să te asculte și să mă asculte. Am nevoie că să mut un breau, să fiu atent. Cooperează, nu te duce de capul tău, dacă vezi că nu rezolvi situația. Pelează, doi, trei, nu tot sat. Ia, apropiați. La biserică, dar nu ce ferea. Dă cu mâna Dumnezeu, dacă nu-i de biserică la capul tău. Dă cu mâna Dumnezeu, nu mai te faci. Dar când atâta de tine și de mine, să nu poate face. Și a trecut de multe este. Emite reguli. De reconciliere. Indiferent, frate, cauți orice. Cum să fie pace? Numai Hristos să lucreze între noi. Amin. Amin. E greu să plecăm de aici să facem asta. Că e frumos să ne rugăm să ne ierte Dumnezeu aici. E bine, slavă Lui. Dar trebuie să cerem și la practică. Amin. Doamne, Dumnezeu. Că nu mă ajută. Și plus de asta nu mă ajută cu nimic. Și poți să răbușesc aici, să strig, Doamne, vine numele Tău, ok, zice, tu te-ai pe fratele Tony. Eu încă n-am dat un exemplu, nu? În numele tău, vin și cânt, în numele tău, vin și predic. Poți să dai minusele ce vrei. Dar zice, du-i prea pe cu fratele tău. Și stai la de jos, nu mai poți să pori. Deci n-ați uitat, când n-ajunge numai să vorbesc despre pace, n-ajunge numai să vorbesc, trebuie să cred și după ce cred, trebuie să pun în acțiune, să lupt pentru ea. Hai să ne dăm picioare, dragilor. În această rugăciune, aș vrea și doresc să ne rugăm pentru biserica și localul acesta. Amin? Nu sunteți de acord, dar biserica nu sunteți voi? Amin, dragi amin. Ne rugăm pentru voi. Atunci zic că pentru biserica asta, practic cu toată biserica care nu e deja. Să ne rugăm pentru biserica asta. Amin. Aleluia. Bun. Următorul pas. Ne duce acasă, ne rugăm pentru ea, ca Dumnezeu, între noi se pune Duhul Domnului și credeți-mă că nu e ușor. Și foarte mult vorbit, deci am avut un orgoliu, nu m-a spus o ție, vedeți? Că nu e ușor, Doamne, lasă mai mă trusim, mă ție. Doamne, iartă-mă și parcă ușor, nu merge. Ai spune dacă fratele tău, tu și el, trebuie să mergi și fratele tău, că e el ce-o greșit, nu Dumnezeu. Ne rugăm pentru biserica asta și plecând de aici să punem în practică și ne rugăm, Doamne, vină sincer, dacă nu mai e, sau și acasă, dacă nu poți. Păi, Doamne, nu puteți, ia mândria asta.
Nu pot, n-am putere să mă duc să mă cer iertare. Deci Duhul Sfânt vă va ajuta. Te îndeamnă. Spui și planifici și faci pensionare de lume. Și apoi venim aici și o să vedeți atunci cum să se facă. Bucuria pe fețele dumneavoastră. Aleluia! Să manifestarea Duhului Sfânt în biserică și în viața noastră. Deci ne rugăm pentru biserică. Pe civic, ne rugăm pentru cei frații care sunt aici. Sami și ceilalți. Amin? Amin. Amin. Și toți care suntem aici o echipă, suntem o trupă lui Hristos, da? Cred că nu au probleme și nu au provocări ca dumneavoastră și ca fiecare dintre noi. Noi îi susținem, frate Sami, suntem aici. Aleluia. Și biserica, uite, te susține. Și rugăciune. Și așa mai departe. Deci ne rugăm pentru biserică, pentru local și ca pacea lui Hristos să fie care. Amin. Amin. Ne rugăm Domnului așa. Amin.